acasă, o echipă care a suferit o schimbare de antrenor, se pare că nu mai pierde de pe Emanuelu Sabău. Într-adevăr, această schimbare le-a prins. De când a venit domnul Sabău, au înregistrat două victorii și jocul lor e în creștere. E clar că vom avea un meci foarte greu, însă avem mare nevoie de cele trei puncte pentru a ne îndeplini obiectivul. Crezi că mai e posibil? Eu cred că da. Mai sunt multe etape de jucat și cred că avem și valoare și știu putere să îndeplinim acest obiectiv. Mureșul e acolo aproape de zona retrogradării. Crezi că e un stimul în plus pentru ei să lupte împotriva voastră cu și mai mare? E un stimul în sensul că nu stau foarte bine în clasament și au și nevoie de puncte. Ei se luptă pentru evitarea retrogradării și e clar că vor veni aici la noi să se agațe de orice punct. Alex, jocul Universității Cluj te mulțumește? Puteți mai mult? Sunteți în creștere de formă, scădere puncte? Tot timpul e loc de mai bine. Asta e clar. Dacă e să comparăm ultimele meciuri, eu cred că meciul cu Astra a fost unul bun spre foarte bun, a doua repriză. Însă acest ultim meci de la Chiajna a cam lăsat de dorit. Mai aveți motivație, Alex? Cu Claudiu pe bancă? Nu știu. Cum e? Rezultatele aduc liniștea. Claudiu, vă dați seama că el încearcă să ne motiveze și eu cred că a făcut-o foarte bine. Acum trebuie să-l ajutăm și noi prin jocul nostru. Mai aveți motivație? Pentru că etapa trecută era un bun prilej de a profita de jocul rezultatelor și nesperat să intrați în obiectiv. Dacă mai avem motivație? Da, pentru că în etapa trecută n-ați prea avut la Chiajna. Atâta timp cât matematic avem șanse să ne îndeplinim obiectivul, normal că motivația există. Și chiar dacă nu o să mai avem șanse nici din punct de vedere matematic, trebuie să jucăm pentru noi, pentru suporter, pentru întreg oraș. Cum că te aștept să fie primit Ion Ovidiu Sabău la echipă? El nu a plecat în cele mai bune relații de aici. Și crezi că poate fi asta un avantaj pentru voi, faptul că fanii probabil vor pune presiune pe el? Nu știu, chiar nu știu cum va fi primit, nici nu prea mă interesează acest aspect. Alex, ce părere ai de ce se întâmplă în fruntea clasamentului, cu toate aceste scandaluri, toate aceste bănuieli de blaturi? Te așteptai să fie un retur de campionat așa? Iarăși mă întrebați de alte echipe, de ce se vorbește la alte echipe. Pe mine personal mă interesează doar echipa mea și ce face echipa mea și ce fac eu ca să-mi ajut echipa. Voi ați fost oarecum feriți de toate problemele astea? Asta spune multe. Dacă am fost feriți și nu s-a vorbit niciodată despre Universitatea Cluj într-un sens rău, asta e de bine. Eu n-am auzit nici înainte acelui meci sau după. E acest campionat mai echilibrat decât cele din anii trecuți? Da, asta e clar. Și în lupta pentru titlu și în lupta pentru evitarea retrogradării. Pentru că sunt câteva echipe, sunt vreo 4-5 echipe care se luptă pentru titlu și la fel sunt vreo 6 echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării, iar diferența de puncte este foarte mică între ele. Da, normal. Era jucătorul cu cea mai mare experiență și putea să ne motiveze foarte bine și din teren, însă la fel o face și din afara terenului. Egalul ăsta cu Chiajna, se poate mai mult? Cu siguranță se poate mai mult când faci egal cu Chiajna. Noi desconsiderăm, dar Cluj trebuie să obțină mai multe într-un meci împotriva lor. Din păcate nu am reușit. Încercăm să luăm partea bună a lucrurilor, că totuși am obținut un punct după un meci mai prost al nostru și trebuie să îndreptăm greșelile pe care le-am făcut. Târgu Mureș, o echipă care vine după victorii consecutive. Da, Târgu Mureș, o echipă destul de grea, cu un antrenor care a venit acum și a reușit să-i motiveze să obțină două victorii din două și este un antrenor foarte bun.
au și jucători cu experiență, mulți dintre ei. De fapt, media de vârstă e destul de ridicată. Da, așa este și cu atât mai mult meciul va fi mai greu, pentru că ei au experiență bună în Liga 1 și trebuie să fim foarte atenți. Poate fi un meci foarte periculos. L-aș vrea și pe domnul Walter la meci? Nu, nu l-așteptăm, pentru că vine dânsul oricum vine lângă noi. A fost tot timpul alături de noi și ne pare rău că la ultimul meci nu a reușit să-i dăm o satisfacție. Da, la. Vedem oricum, e alături de noi mereu. În etapa trecută nu ați avut motivație. Mețul cu Chiajna era, nu știu, părea așa că parcă echipa nu este autosuficientă, joc cu echipa, adică puteați să profitați, să intrați din nou pe obiective. Asta am spus și mai devreme. Din păcate, nu a fost vorba de motivare. Claudiu ne-a motivat, a făcut tot ce a putut el mai bine să reușească, să ne motiveze, dar din păcate în fotbal câteodată nu ți este ceea ce îți dorești. Crezi că în acest moment sunteți ieșiți din obiectiv sau mai operați? Mai poate, matematic? Se poate, bineînțeles că se poate. Dacă legi 2-3 victorii, cu siguranță suntem acolo. Nu suntem departe de obiectiv, dar trebuie să dăm mai mult. Se simte lipsa lui Claudiu pe teren? Claudiu este un jucător foarte bun, dar acum el are altă meserie și sperăm și mie personal îmi pare foarte rău că nu a reușit la meciul cu Chiajna să câștigăm pentru el, în primul rând pentru echipă, dar am spus, acum el are altă meserie și sperăm să-l ajutăm să înceapă cu drept. E mai multă liniște în veseară acum de când e el antrenor? Sau mai calmat acum? A fost mereu la echipă, n-au fost probleme atât de mari pe cât a spus voi, dar ce să spun, a fost și este liniște la echipă. Ce se întâmplă în fruntea clasamentului, te uimește, te șochează, suficiun de blaturi, arbitrii, și unii a fost acuzat că a luat titlul cu arbitrii când erai acolo. Deci... Unirea față de celelalte campioane, unirea Urficeni a făcut lucruri pe care toate echipele împreună n-au reușit să facă. Deci nu cred că s-a pus vreodată problema ca Unirea Urficeni să câștige titlul incorrect. Nu, în sensul, crezi că se face deja un obicei ca în ultimii ani cei care iau campionatul să fie acuzați din toate părțile pe nedrept, poate? E un obicei? Nu știu, dar știți cum e la română, să moară capra vecinului și, din păcate, ăștia suntem noi, n-avem ce să facem. E important câștigătorii și campionii țării să ne reprezinte cât mai bine în Europa, pentru că acolo este fotbalul adevărat.